De ce faci lumina așa? Uite, Doamne, iartă-mă! Salutare și bine ați venit pe canalul Matei Sebastian. Bă, am zis că astăzi vreau să încerc și eu un joc horror, da? Vreau să încerc câteva jocuri de pe Steam, ce a apărut acum nou. Și de exemplu l-am găsit pe ăsta, Dernier Dawn. Da? E un pic creepy, nu știu, eu zic să... Încercați să nu mă uitați la el așa, da? Adică copiii nu au voie, gen. Da? Așa că haideți ca să apăsați noi butonașul de like, să ne susțineți și pe noi. Cei care încă nu v-ați abonat, apăsați butonașul frumos, da? Și nu uitați să activați clopoțelul, da? Ca să primiți notificări. Așa că ce să mai stăm de vorbă, haideți să dăm drumul la joacă! Knock, knock, knock. E cineva acasă, bă, ideea e că e un pic creepy jocul ăsta. M-am jucat un pic de tot. Vă văd despre ce este vorba și haideți să ne uităm. Ne uităm pe gaura cheii sau? Avem curaj? Hai, 3, 2, 1, like! Ia să vedem, ce vedem noi aici? Bă, bă. Ce-i, mă, ființa asta, mă? Ferească-mă, gândi-mă, uite. Mamă, deci nici n-a început jocul. Gândiți-vă ce va fi pe parcurs. Bă, să ieșim, să nu ieșim? Asta e camera mea. Ce-am mâncat, mă, aici? Sarmale, culama. Haideți, mă, să ieșim, mă. Avem curaj? Doamne ajută, Doamne! Ma. Bă, dar asta ce orfelinat? Ce a fost ăsta aici? Opa! Iată-l pe ăsta! Băi, v-ați văzut că ăsta mergea? Doamne, uite-o păpuș aici. Ia uite-o. My Muppet is here. În fine, o lăsăm în jos că e creepy rău de tot. Hai să vedem ce face bunicuța asta aici. Bă, deja s-a ridicat pielea pe mine. Pielea, părul. Babu! Mister Medellin. Medellin. A dispărut, e fantomiță. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Deși frică să mai deschizi dușa aici. Ia. Yeah. Mam. 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 Combien de jours se sont écoulés? How many? How many? Lua afară, ce facem, mă? Bă, ne facem curaj, hă? Dacă l-am deschis. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aici era sala de mese, presupun, nu? Bă! Bă, ce e ăla acolo, mă? Mă, friend! Cine te-a păpat? Mamă, ți-e cordonul umbilical. Dar vezi că duce în camera asta, bă. Ia uite, bă, unde-i jumătate de corp. Ferească-mă Dumnezeu. Bă, ăsta-i închis, bă. Bine, trebuie cheie, nu? Uite aici, uite aici, uite aici, uite aici. Bă, am trei chei. Am trei chei și toate trei trebuie să fie una bună, zic și eu, nu? Păi, am deschis-o. Bă, stăm bine. Uite pe Medellin. Oh. Păi, e creepy rău jocul ăsta, bă.
Gândiți-vă că e abia începutul. Suis-je vraiment à l'orphelinat? E cineva la geam acolo. E păpușă, ce e? Ia vezi, fugiți. A dispărut și mapeța ăla. Opa. Voi vedeți ce văd și eu? Cred că ăsta e criminal. Wow, băi, să mă duc să nu mă duc? Să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Nu avem uși pe aici? Mamă, are 1500 de mâini. No. Mamă, am crezut că vine spre mine. Și? Mamă, mi-e și frică. Și. Oh, mon Dieu! Ce-i creatura aia, frate? Uite și post aici răstignit. Băi. Mapeți! Mănânci picioare. Mă? Bă, la cum face, la ar fi un... Fie la un... Știi, creier. A, că e bine. octombrie 1918. Jurnal. A, hai că eu știu, mă, eu știu franceză. Hai că eu știu franceză. Bă, dacă aveți, vă citesc. Hai să citim. A, uite mă că scrie în dreapta, scrie în engleză, mă. Au băieții Google Translate aici. Am înțeles. Încotro mergem acum. L'entrée est bloquée. Y a-t-il des survivants? Prietene, ce puțin, prietene. Bă, mă, credeți că am teamă? Prefericirea mea e că nu îl joc noaptea. Că dacă îl jucam noaptea, era jaluie. Bă, că aici era creierul, n-a ce mai căuta acolo. O iau... Aici? Nu-i ăsta, mă. Mama mea. Monstre. Monstru, adică. Bă, nu e bine deloc. Ia vezi, mă, mi-am găsit păpușa vieții mele. Din copilărie. Aia e, mă. Albert. Bă, cred că toate astea o să ne ajute la un moment dat, nu? Bă. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Uite o mânuță aici. L-a strivit pe om, bă, băiatule, bă. A, și în camera asta, poate fac, doamne, iartă-mă, vreun preinfarpt aici. Ce la nu? Un tablou de siguranțe? Poate avem niște cifre, deci trebuie să căutăm ceva pe aici, nu? Uite o hârtie aici. Familia de... Băi, avem ceva pe spate. Avem un cod, 1897, uite, scria și jos. 1897. Mi-am băgat în inventorie aici, frumos, papapac, avem cheițele. Avem plușul ăsta, bucăria de pluș.
Două fotografii. Deci era 1897, nu? Hai să vedem. 1897. Bă! Ești, se deschide ce? Unde era mânuța aia, bă? Doamne, unde mă mai bagăm ăsta? Bă, ăsta e un elevator, adică un lift. Oare mă scoate la suprafață? E acolo. Unde pornești liftul, mă? N-are, mă, butoane. Ochelari. N-are, mă, butoane liftul ăsta? Ciudat. Ah, uite aici, mă. Bă, mă duce în jos, bă. Demarer înseamnă în jos, asta știam și eu. Da, și acum dau iar de monstru. Bă, mă uim, mă. Mam. Nu știu dacă vedeți niște pete pe dreapta acolo, dar nu știu de la ce, de la jochie. Și? Bă, ăsta cred că era un orfelinat ceva. Cred. Ia vezi, mai aici stătea boss-ul, bă. Opa. Asta cred că era camera de tortură, nu cred că era cameră de a face bine un om. Hai să coborâm, mă. Cred că trebuie să coborâm acolo. Ia vezi, mă, că avea și pușcării aici. Bă, da, în clădirea asta plouă, mă. Opa. De ce face lumina așa? Ăsta e, Doamne, iartă-mă. După, mă, să-l bat. Nu mă mai joci locul ăsta. Mamă, stați, bă, să-mi revin un pic, bă. Ăsta nu e joc să joci noaptea. La modul cel mai serios. Deci ăsta nu este joc de jucat noapte. Oh, no! Oh, no, no, dar... Vei, mă mai speriați mult? Bă, ăsta trăiește, că respiră. Deci cum îl fac bine? Bă, hai să-l aducem la viață, dar nu știu cum. Crezi că numai să te trec, mă. Avem prosoape. Injecții. Bă, dar nu știu, prietene, cum să te fac bine, bă, cât aș face, bă, te-ar face tata bine. Și pe unde o iau, mă? Că de sărit nu pot să sar. Băi, mapețule, bă, cum te fac, mă, bine, mă? Băi, vorbește! Ah, uite, mă, aici, mă. De ce n-am văzut aia aici? Avec la fin de la guerre, nous mettons fin à l'obligation d'opérer les cobayes. Vous êtes dorénavant libre de disposer des expérimentations comme vous le croyez convenable. Néanmoins, nous vous prions d'éliminer les sujets tels qu'Albert. La confidentialité de ces informations est cruciale. Comptant sur votre discrétion, nous vous remercions pour vos services et votre compréhension. Général Henri Dubois, armée française. Ah,
care față de copii. Uite că mă pune pe mine acolo, în locul ăla, ia să vedeți. Ia uite mă ce copil ai avut. Da, copil. Mă, peți, tu ești mama la creatura aia? Înțeleg? Băi, pentru partea a doua, scrieți aici în comentarii cum a fost, că sincer eu m-am speriat grav rău de tot. Așa că nu uita să ne dați și nouă un like, să ne susține și pe noi, că ajută foarte mult canalul. Așa funcționează algoritmul și nu uitați să apăsați butonașul de subscribe, activați clopoțelul ca să puteți primi notificări. În momentul când postez ceva, o să vă apară, da? Așa că vă urez o zi semnătional de minunată. Bine, să ne revedem cu bine. Vă pup, pa, pa!